Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă invit să trecem în revistă cele mai importante evenimente politice și sociale care au avut loc săptămâna aceasta. Iată principalele titluri. Deputații au votat în prima lectură proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2024. Opoziția din blocul comuniștilor și socialiștilor a subliniat că modificările operate la bugetul de stat nu ridică nivelul de trai al cetățenilor. Republica Moldova nu mai are nicio scuză și trebuie să facă reforme dure pentru a avansa pe calea integrării în Uniunea Europeană, consideră analistul politic de la București, Mihai Isac. Din 1 iulie, vârsta de pensionare pentru femei a crescut cu 6 luni, iar până în 2028 femeile și bărbații vor ieși la pensie la aceeași vârstă de 63 de ani. Astăzi se împlinesc 75 de ani de la cea de-a doua operațiune de deportări din Moldova. Evenimentul va fi marcat la Chișinău astăzi, 6 iulie, prin depuneri de flori, dar și diverse expoziții în memoria victimelor deportării. Oamenii care au trecut prin ororile deportărilor spun că au trăit cele mai cumplite momente din viața lor. Și ne-au găsit și l-au luat. Pe noi ne-au ținut închiși, cum ne-au găsit în casă, dormind. Așa ne-au ținut închis până deu de la ora 5. Și fratele și tata au rămas. Tata s-a dus la livadă acolo la... și s-a ascuns. S-a ascuns caii într-un pietic de salcâni, căruța în alt parte, ei s-au ascuns în alt parte și privide cine s-a apropiat dacă de un caz îi caută. Și nu i-au mai găsit. Și pe noi ne-au încărcat și ne-au dus și vse. Da, mă, tata s-a prezentat când a venit acasă, nică, nici porc, nici găină, nici curcă, nici vacă, nici oaie, nică în ogradă. Ograda pustie. Noapte și adică dimineața, când spre dimineața, încă era întuneric, când tata s-a dus și-a dat drumul la ușă și a intrat un năcealnic cu carte și un inș de alături. Și dăm când eu m-am trezit, mama bășea prin casă, unul zice că ce-o ariote. Mai scurt complimente cel bun. Ne-au dus până acolo la Valea Cruz și au așteptat să grămădească tăiat. Și apoi de-am ne-au spus de acasă, mai mult de 100 de kilograme n-aveți voi să luați. Mâncare acolo sunt capă și îmbrăcăminte și de dornițele, 100 de kg și poți iei. Am ne-a dus la drochea, la vagoane, era un salon mare și ne-au texat acolo într-un vagon. Doamne ferești, ce era? Era nar făcute. Mă scuzați, viceu nu era, era pus așa, ei, mă spun. Și ne-au ținut acolo până dimineața. Potrivit istoricului Octavian Țicu, al doilea val de deportări, 5-6 iulie 1949, a purtat denumirea conspirativă Iug, adică Sud, și constituie cea mai mare deportare a populației basarabene. Cadrul normativ și juridic al deportărilor din 1949 a fost stabilit prin două decizii ale Consiliului de Ministri a URSS din noiembrie 1948 și mai 1949. Primul stabilea că cei care urmau a fi deportați nu se mai puteau întoarce niciodată la locurile de baștină, fiind deportați pentru totdeauna. Tot prin această decizie, responsabil pentru executarea deportărilor erau numiți ministrul afacerilor interne ale URSS Serghei Kruglov și ministrul securității de stat Victor Avakumov.
Deportarea în masă din 6-9 iulie 1949 este cea mai amplă deportare de pe actualul teritoriu al Republicii Moldova, în urma căruia au avut de suferit 36.000 de oameni sau peste 11.000 de familii. Casele, pământurile și bunurile țăranilor deportați au fost transmise colhozurilor, iar o parte au fost furate și vândute. Pentru desfășurarea operațiunii au fost mobilizate 3.071 de camioane și 1.736 de vagoane, amintește Ministerul Culturii. În debutul ședinței de joi a legislativului, deputații au ținut un moment de reculegere în plenul Parlamentului în memoria victimelor deportărilor staliniste din Basarabia, în contextul împlinirii a 75 de ani de la al doilea val de deportări din 1949. La 6 iulie se fac 75 de ani de la al doilea val de deportări, cel mai mare val al deportărilor staliniste organizate în Basarabia, în 1949, în total peste 11.000 de familii, ceea ce ar însemna în jur de 36.000 de persoane, au fost deposedate de case și duse în vagoane pentru vite la mii de kilometri în condiții inumane, greu de imaginat. În context, șeful legislativului și-a îndemnat colegii să țină un minut de reculegere în memoria celor care și-au pierdut viața în urma evenimentelor tragice de acum 75 de ani. Dragi colegi, să le onorăm memoria, să le cinstim numele, să ne cunoaștem trecutul și să facem tot ce ne stă în puteri ca neamul nostru să nu mai fie niciodată supus unei asemenea terori. Pentru aceasta, să ținem și un minut de reculegere. De asemenea, președintele Parlamentului i-a invitat pe cetățeni la ceremonia care va avea loc sâmbătă, 6 iulie, la ora 8:00 la Monumentul Deportaților din Aleea Gării, iar la ora 9:00 în PMAN, unde, ca și anul trecut, vor fi amplasate două vagoane similare cu acelea cu care au fost strămutați în 1949 deportații. Tot acolo vor fi expuse obiecte folosite de victimele deportărilor, poze, istorii de viață, amenajată o bibliotecă cu 60 de cărți. Fiecare vizitator va putea să-și găsească rudele deportate, iar ghizii le vor oferi recomandări pentru a găsi dosarele lor. Expoziția din PMAN va fi până pe 31 iulie. Deputații au votat în prima lectură proiectul de modificare a legii bugetului de stat pentru anul 2024. Ministrul Finanțelor a declarat că au fost incluse alocări majorate pentru domeniile sănătate, asigurare socială, educație, infrastructură și agricultură. Opoziția din blocul comuniștilor și socialiștilor a subliniat că modificările operate la bugetul de stat nu ridică nivelul de trai al cetățenilor și a criticat guvernarea pentru stagnarea economiei. Modificarea propusă de Ministerul Finanțelor prevede o redistribuire a unor economii identificate spre cheltuieli mai prioritare și o creștere a deficitului bugetar. Astfel urmează a fi stabilit bugetul de stat pe anul curent la partea de venituri suma de 65.830,5 milioane lei, la partea de cheltuieli suma de peste 82 de milioane de lei, iar deficitul la nivel de aproape 17 milioane de lei. Opoziția parlamentară a criticat guvernarea spunând că nu se preocupă de adevăratele probleme ale cetățenilor. Я не устану повторять. К большому сожалению, ни представители власти, ни представители министерства. Eu nu obosesc să repet, din păcate, nici reprezentanții puterii, nici reprezentanții ministerului, nici Maia Sandu nu vor să audă sau să vorbească despre problemele reale ale oamenilor. Vorbim despre nivelul sărăciei care a crescut cu 30%, o treime din populația cărora le ajung bani doar pentru a achita facturile și cumpărăturile de primă necesitate și doar o treime din cetățeni au posibilitatea de a cheltui bani pentru alte necesități care ar permite să trăiască adecvat. Расширенных доходов, которые им позволяют жить достойно. Слушайте, дорогие мои, să vă lăudați că realizați diferite proiecte din banii bugetari care i-au strâns cetățeanul în buget, ce obțin nu stă bine. Mai mult ca atât, voi ați fost aleși pentru asta să lucrați,
miniștrilor le-ați ridicat salariul până la 75 de milioane, lăsați-i să lucreze și nu facă economii. Mai mult ca atât, să vă laude cetățeanul, asta ar însemna că acum ai lăuda bancomatul că îți dă salariul la sfârșit de lună. Ne-am fi dorit să avem mai multe resurse la venitul, la bugetul național. Tot ok? Tot bine? Și să implementăm și mai multe programele ale guvernului, dar în continuare există riscuri pentru economia noastră. Războiul din țara vecină încă afectează gradul de încredere a business-ului și a populației în economie și evident asta nu tocmai încurajează investițiile și eu regret că în continuare există politicieni care neagă efectele războiului Kremlinului în Ucraina. Și iată să încep toate aceste speculații despre investitori. Da, într-adevăr, anumiti investitori și-au stopat activitatea pentru că s-au oprit contractele, dar au apărut și alți investitori care deja au angajat acele persoane care și-au pierdut locul de muncă. E ușor de criticat atunci când nu faci nimic, dar când ești la guvernare, ai o responsabilitate pentru țară și pentru cetățenii acestei țări. Angajamentul guvernului de a îmbunătăți condițiile de viață și de a construi un viitor mai prosper pentru țara noastră se realizează pas cu pas. Sute de mii de cetățeni din diaspora și din țară la sărbătorile pascale au mers pe drumuri de calitate, drumuri europene. Acest lucru se vede cu ochiul liber. Prin această rectificare bugetară de astăzi, alocăm 500 de milioane de lei pentru a începe reconstrucția 300 de kilometri de drum. Deja în ultimii 3 ani avem 700 de kilometri de drumuri construite. Potrivit proiectului, se prevăd alocări majorate pentru domeniile sănătate, asigurare socială, educație, infrastructură și agricultură. Mai exact, sunt incluse majorări de alocații pentru fondul rutier destinate pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale și regionale, pentru fondul pentru reducerea vulnerabilității energetice în vederea acordării compensațiilor la energie. Documentul va fi propus plenului Parlamentului spre examinare și adoptare în lectura a doua. Adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa salută agenda ambițioasă și fără precedent de reforme a Republicii Moldova. Organizația remarcă progresele înregistrate de Republica Moldova în avansarea reformelor în domenii cheie, precum lupta împotriva corupției, creșterea transparenței în guvernanța publică și îmbunătățirea climatului de afaceri. Documentul recunoaște faptul că Republica Moldova se confruntă cu un război de agresiune la graniță și cu un război hibrid în interiorul țării, caracterizat prin încercări de destabilizare a situației interne, prin atacuri de dezinformare și de propagandă. În declarație se mai precizează că țara noastră rămâne una dintre cele mai afectate state de consecințele războiului ilegal, neprovocat și nejustificat al Federației Ruse în Ucraina. APOSCE încurajează autoritățile din țara noastră să continue eforturile pentru ca Republica Moldova să devină membra Uniunii Europene și să asigure climatul de securitate și democrație. În același timp, organizația își exprimă îngrijorarea profundă în legătură cu deteriorarea situației drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova și condamnă actele de intimidare și represiune care au avut loc. Situația privind drepturile omului în regiunea transnistreană, controlată de un regim nerecunoscut și cu control efectiv exercitat de Federația Rusă, este în continuare una alarmantă cu numeroase violări ale drepturilor și libertăților omului. Se observă mecanisme represive, intimidări și abuzuri aplicate funcționarilor publici din dreapta Nistrului, apărătorilor ai drepturilor omului, activiștilor politici și civici, jurnaliștilor, dar și despre o serie de arestări ilegale. Se arată în document. În context, APOSCE reafirmă suportul pentru autoritățile din Republica Moldova în eforturile de a asigura pacea, stabilitatea și statul de drept în întreaga țară și cheamă Federația Rusă să execute hotărârile Curții Europene pentru Drepturile Omului legate de regiunea transnistreană. Reuniunea a avut loc în perioada 29 iunie-3 iulie la București, fiind găzduită de Parlamentul României. Subiecte ce țin de securitatea regională cu accent pe importanța unității și extinderii UE și a construirii unei păci durabile pe continentul european au fost temele discutate de către viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, care a participat la cea de-a 28-a ediție a Forumului Guvernamental anual organizat la Atena. Delegația a fost condusă de prim-ministrul Dorin Recean. Formula a fost o bună platformă pentru a discuta alături de ministrul afacerilor externe al Greciei și ministrul afacerilor externe al Ucrainei despre importanța edificării unei uniuni europene mai puternice. Prin aderarea noi state membre care împărtășesc valori comune și fortificarea democrațiilor pe continentul european.
Viceprim-ministra a accentuat în cadrul sesiunilor de discuții că Republica Moldova este ferm angajată să contribuie la consolidarea păcii și la asigurarea securității pe continentul nostru ca viitor membru al familiei europene. În cadrul vizitei la Atena, viceprim-ministra Cristina Gerasimov a avut întrevederi cu Alexandra Papadopoulou, viceministra afacerilor externe a Greciei, și cu Ioannis Pakitakis, vicepreședintele Parlamentului Elen și președintele Comisiei Afaceri cu Uniunea Europeană. Discuțiile s-au axat pe ultimele evoluții de pe agenda europeană a țării noastre, dar și pașii pe care îi facem după lansarea oficială a negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană de săptămâna trecută. Republica Moldova este partea familiei europene și nu este o chestiune de dacă, ci când va fi partea Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean la Atena, acolo unde a susținut un discurs la forumul anual pe teme de actualitate organizat de publicația The Economist. Moldova. Republica Moldova, Ucraina și statele din Balcanii de Vest sunt parte a familiei europene și nu este o chestiune de dacă, ci de când vor fi parte a Uniunii Europene. Oficialul a menționat că recentul scrutin electoral european a adus optimism și a constituit o repetiție pentru cetățenii din Republica Moldova. El a reiterat că Republica Moldova reprezintă în continuare cel mai afectat stat de războiul de agresiune al Rusiei după Ucraina și că în continuare țara noastră primește multă atenție nesolicitată din partea Kremlinului. Atacurile cibernetice și războiul informațional continuă să fie o amenințare pentru întregul continent european, a mai spus premierul Dorin Recean. El a adus mulțumiri poporului și armatei ucrainene, datorită cărora în prezent este pace nu doar în Republica Moldova, ci pe întregul continent european. Acest război nu are justificare, niciun conflict de interes, nicio frontieră nu pot justifica miile de morți și dacă nu putem schimba trecutul, putem forma un viitor unde toți trăiesc în pace. Premierul Dorin Recean se află pe 1 și 2 iulie într-o vizită de lucru în Grecia. Reforma justiției, securitatea și problema transnistreană vor fi principalele provocări pe durata negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este părerea analistului politic de la București, Mihai Isac. El a declarat în cadrul unei emisiuni de la Radio Chișinău că Republica Moldova nu mai are nicio scuză și trebuie să se facă reforme dure pentru a avansa pe calea integrării în spațiul comunitar. Republica Moldova nu mai are nicio scuză și trebuie să facă reforme dure pentru a avansa pe calea integrării în Uniunea Europeană, consideră analistul politic de la București, Mihai Isac. El a subliniat că vor exista trei mari provocări pe durata negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. În primul rând, problema reformelor în justiție. Fără justiție nu poți să ai absolut niciun domeniu funcțional. Din punctul meu de vedere, a doua problemă este cea a securității. Este nevoie ca serviciile de informații din Republica Moldova, Armata Națională a Republicii Moldova, Poliția Republicii Moldova să treacă printr-un proces de, să nu spunem epurare, dar de reînnoire, pentru că trebuie să înțelegem, în interiorul acestor instituții sunt persoane care nu au la inima lor interesele naționale ale Republicii Moldova. Și aceste persoane trebuiesc identificate și concediate, pentru că prin același și sistemul a trecut și România, înainte de a adera la Uniunea Europeană, și au trecut și alte țări. Este nevoie ca în interiorul instituțiilor statului Republica Moldova să avem persoane care slujesc doar interesele Republicii Moldova. O altă provocare pentru Chișinău este rezolvarea problemei transnistrene. Este nevoie de o strategie clară de reintegrare pentru că nimeni nu va accepta ca regiunea respectivă să rămână necontrolată, precizează analistul. Dar în acest moment, cum se va rezolva problema transnistreană rămâne un mister, pentru că vedem că autoritățile de la Chișinău, în pofida faptului că au avut o majoritate lejeră în Parlamentul de la Chișinău și încă o mai au pentru un an de zile sau câte luni mai sunt până la alegerile parlamentare, nu au făcut pași decisivi în ceea ce privește pachetul politic de rezolvare a problemei și asistăm desigur la foarte multe discuții, sunt o serie de negocieri care se duc mai puțin oficiale, dar această tactică a negocierilor este folosită de Federația Rusă și de acoliții săi de la Tiraspol pentru a trage de timp și desigur evoluțiile de pe frontul din Ucraina vor influența în mod direct și cum Transnistria va fi tratată.
Deputatul PAS Oazu Nantoi a declarat, referindu-se la problema transnistreană în cadrul unei emisiuni recente, că este vorba de o soluție amânată. Din punct de vedere juridic, Republica Moldova poate fi acceptată în Uniunea Europeană, apoi ar urma soluționarea conflictului, a precizat parlamentarul. Hotărârea de guvern pentru stabilirea datei alegerilor prezidențiale a fost discutată în ședința guvernului de la București din data de 4 iulie. Coaliția de guvernare din România a finalizat discuțiile pe marginea calendarului. Astfel, pe 1 decembrie va fi scrutinul parlamentarelor. Am să încep cu cele două hotărâri de guvern care sunt așteptate și de dumneavoastră și de opinia publică, cele care reglementează data alegerilor care au mai rămas în acest an electoral, și anume, în datele de 24 noiembrie, respectiv 8 decembrie, vor avea loc alegerile prezidențiale, primul tur, respectiv al doilea tur, iar pe data de 1 decembrie vor avea loc alegerile parlamentare. Potrivit unui sondaj realizat de InScope, secretarul adjunct al Alianței Nord-Atlantice, Mircea Geoană, ocupă primul loc în intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale cu o cotă de 26,7%, fiind urmat de actualul premier Marcel Ciolacu, care ar obține 17,8%, și lidera fracțiunii USR, Elena Lasconi, care are acumulat 14,3% din voturi, potrivit unui sondaj realizat de InScope. Din 1 iulie, vârsta de pensionare pentru femei a crescut cu 6 luni, iar până în 2028, femeile și bărbații vor ieși la pensie la aceeași vârstă de 63 de ani. Totodată, stagiul complet de cotizare în cazul femeilor se va egala cu cel al bărbaților și va fi de 34 de ani. În acest sens, reprezentantele Organizației de Femei a Sindicatelor au înaintat Parlamentului un proiect privind plafonarea vârstei de pensionare. Am venit cu propunerea ca, începând de anul acesta, să se stabilească un moratoriu pentru femei la 61 de ani și să nu mai curgă mai departe creșterea vârstei de pensionare. Pentru că considerăm că, la momentul de față, în prag de pensionare sunt doamnele care au intrat în câmpul muncii în anul 1990, după anul 1990, și au muncit pentru a avea stagiul de cotizare de 34 de ani în condiții nocive, în perioada de tranziție, pe frig, cu salarii mici, și ar fi ca un factor benefic și ca dânsele să se pensioneze la 61 de ani. Deși noi considerăm, ca sindicaliste, că urma și era bine ca să rămână vârsta anterioară. Oamenii întâlniți ocazional pe stradă spun că femeile ar trebui să iasă mai devreme la pensie, pentru că ele sunt cele care dau viață și care cresc generații și au nevoie de mai multă odihnă. Chiar și întrebând părerea femeilor, ele vor să iasă un pic mai devreme. Adică a lor le pare, poate, nu că straniu, dar știți cum, 20, 30 sau, nu știu, adică 10 de ani la rând femeile ieșau la 57, da? De ani și brusc, așa, peste noapte, adică s-a schimbat. Și într-un fel mie îmi pare cu multă lume din ce vorbeam, apăveau așa în cap, aha. Eu am, de exemplu, la 20 de ani am ieșit la lucru și s-o coteau ani, mai ales când am trebuit să vină și știau că ea ca opțiune. În doi, eu ies în sfârșit la pensie, vreau să trăiesc pentru mine. Femeile sunt foarte ocupate și ar trebui să muncesc chiar mai mult decât bărbații. Și bărbații sunt mai odihniți totuși ca femeile. Femeile sunt mai chinuiți, sărașile. Mai multe responsabilități, începând de la aceea, că ești gravidă, porți copilul, crește copilul, ai grijă de casă, de făcut bucate, de curățenie și așa mai departe. Sunt mai chinuite o leapă. Da. Și încă și la lucru, și încă și viețelă și frumoasă. Nu e bună această lege pentru că femeile noastre lucrează mult și multe dintre ele nu ajung până la vârsta de pensionare. De aceea e important să fie verificat cine și cât lucrează, cine și ce staj de muncă are și după aceea să fie stabilită vârsta de pensionare. Ar fi cazul că, cum și era și mai înainte, ca femeile care la bunul Dumnezeu au harul să înmulțească, să ne facă urmași,
trebuie să iasă la pensie mai devreme cum era mai înainte. Era și normal. Femeile merită să iasă mai devreme, deoarece au alt scop în viață. Pentru tinerii noștri, pentru copiii noștri, cred că ar fi bine. Eu socot că ar trebui femeile leacă protejate să iasă mai devreme, femeile. Конечно, нет. Ну, потому что мужчины заботятся о женщинах. Nu sunt de acord. Pentru că e mai bine ca femeile să iasă la pensie mai devreme decât bărbații. Femeile sunt mamele noastre. Ele nasc copii, educă generații. Ele trebuie să se odihnească mai mult. Din 1 ianuarie 2024, persoanele pot solicita reexaminarea pensiei în cazul în care au continuat activitatea după stabilirea reexaminarea pensiei pentru limita de vârstă. Din 1 ianuarie 2024 se reexaminează și pensiile de dizabilitate stabilite până la 1 ianuarie 2022, cu condiția că persoanele au realizat un stagiu de cotizare de la 2 ani până la 7 ani. Ca urmare a indexării cu 6% din 1 aprilie 2024, pensia minimă pentru persoanele cu stagiul complet de cotizare constituie 2777 de lei. Urmează la retrospectiva săptămânii. Lista sancțiunilor internaționale pentru cei care sunt pro-Kremlin ar putea fi extinsă. Anunțul a fost făcut de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi. Republica Moldova va primi un grant pentru eficientizare energetică a locuințelor publice. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.